Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou episod de Overwatch. Vreau să începem cu Roadhog și după aia nu știu exact cu ce caractere vom mai juca. Vom vedea, presupun, vom vedea. Vreau să mai încercăm și alte caractere. De fapt, să vă mai arăt vouă alte caractere. Sau poate să și încerc și eu. Wow, a ieșit ăla de level 40. Ce trist, de ce ne-au ieșit toți? Are ăsta level 30, mai bine. Piece of cake. Am eu un emoticon, too many messages, please wait a few seconds. Piece of cake. Oh, boom, one shot. Sunteți gata, băieți, să mai facem niște killstreak-uri? Bine, nu știu dacă e bună harta asta pentru Roadhog, dar voi încerca să mă descurc, chiar dacă nu este. Însă, super șmecher caracterul ăsta, nu știu. Ce caractere vom mai încerca astăzi? Hai să ne gândim. Ăsta cu ăsta nu cred că am jucat, nu v-am arătat, dar e mai mult de camp ăsta. Să stai să campezi. Ăsta, cu ăsta aș mai vrea să juc, am jucat foarte puțin ieri. Vreau să-l încerc și pe Lucio, dar nu cred că în episodul ăsta. Poate cu Mei? Hai, mai încercăm și alte caractere. Dar în momentul în care le încerc nu sunt chiar atât de bun cu ele, asta e partea nașpa. Adică, na, e... E la început. Hai să vedem. Oh, l-aș pune scutul la loc. Jegosu. Oh, damn. Oh, câte astea are aici. Am spart-o cu toate alea. Holy fuck. Sunt on fire, băieți, nici n-a început meciul. Ce bă aia? Era... Oh, mă supără ăsta, dar trebuie să-l iau odată în hook. Unde ne-a dus, nu? El? Are cineva să-mi dea și mie? Aaaa! Care dă-mă? Nu-i văd pe ăștia. Dar deja să-mi fac și-o viața. Nu prea dau seama uneori de unde atacă. Ah, e... Fuck. Uite caracterul ăsta vreau și eu să-l încerc. E un combo bun, pentru că ăla îi pune scutul în față și ăsta pur și simplu trage ca prostul. E bun nici el caracterul, dar e... Na, nu e stilul meu. Însă m-a prins bine acolo. Dacă le-ai pune scutul în față, noi nu... Vino la tate! Dacă le-ai pune scutul în față, noi nu putem să-l atingem. Și asta e cel mai nasol. Dar îl luăm prin spate și tot îl sparg. Vino la tate, unde te duci? Oh, stai așa că dă asta cu ultima ta. Ce faci, boss? Nu mai tragi? Ia. Ah, nu cred că s-a meritat să bag ultima ta pentru ăla. Ah. What? Ah, l-am omorât pe unul, dar am murit și eu. Fuck. Da, nu s-a meritat să bag ultima ta pentru ăla. Da, e ok. Oricum, pușăm destul de binișor. Am luat-o și pe Mei. Este un caracter foarte tanky. Dar nu-mi place deloc, nu știu cum pot să joace alții cu el. Pa. Bine că dacă nu sunt eu bun cu el, nu înseamnă că... Iar, frate! Ah, n-am văzut! Vino la tati! Bum, bum, bum! Bă, dar mă disperă, l-ai pune scut în față! E combo bun și nu poți să-l oprești decât dacă te duci lângă el. A făcut asta aici. Partea proastă la caracterul meu e că își încarcă greu arma. Oh. Rip. Și slăbiciunea caracterului meu
De ce mă să uită în sus? Oh, damn! Este tankul. Bat cam greu caracterele care sunt și ei, mă rog, tanci. În rest mă descurc destul de bine. Op, trage cineva. Trebuie să-mi fac viața. N-avem healer? Unde n-ai ar fi ăștia, nu știu, că îi diclez greu. Noi tot împingem cartul, mă rog, eu sunt tank, adică asta ar trebui să fac, să împing. Ca nebunul. Da, îl scot pe ăla imediat pe Genji, sau nu e Genji. Genji e ninja lău. Hai să ne ducem pe dedesubt, să vedem dacă prindem pe cineva. Nu chiar. Sunt hot, băieți! Sunt singur aici, o să mor. Au plecat toți ei mei, nu știu unde neva sunt. A, uite, a venit și aia din spate. Când mă bag singur versus 3 sau 4, da, ce să le fac. Dar am și eu 13 cu 3, e bine, eu zic că e chiar foarte bine. Dar caracterul ăsta v-am spus și în episodul anterior, e caracter de echipă. E bun singur, dar am nevoie și de alții în spatele meu. Așteptăm puțin. Uite ăla cu scutul. Oh, cum a pus aia în față. Era moartă dacă nu. A dat la ultimata. Oh god, s-a făcut ăla tank, fugiți. Și-a dat la ultimata și ne pleznește pe toți. Cum a, să vă zic bază tare. Ok, să vă zic fază tare, căci că au crescut căutările pe Pornhub. Oh, erau... Cine m-a lovit? Am lovit cu ăstea! Credeam că e tânculețul ăla mic de trage automat. Ok, deci toată lumea știe ce e Pornhub, da? Cu porneală, cu chestii, trestii. Ei bine, căutările pe Pornhub, de când a apărut jocul ăsta în Open Beta, au crescut cu 800%. 800%, deci s-au făcut niște statistici de pe Pornhub și au văzut aia că oamenii caută Overwatch pe Pornhub. Acum probabil mă întrebați, bumul ăla de timeline la fix. Acum probabil mă întrebați, bă, Rafa, dar cineva ai căutat? Nu pot să trec de acolo, cred că trebuie să bag ultimată, dar nu mai e nimeni. Nu ne cu echipierii mei. M-am supărat, băieți. Am spart și scutul ăluia. I-am mai trezit așa puțin oarecum. A, mă omoară ăsta. Ăla se face tank și dă foarte mult damage. Pe asta trebuie să o omor din prima, pentru că dacă nu se face un fel de țurțure. Ok. O să... Pentru Tracer au căutat aia pe Pornhub Overwatch. Și o să vă arăt și de ce, dar mă bate ăla. Oricum, am câștigat? Da. Pentru că Tracer e singurul caracter din Overwatch mai sexual oarecum? Bine, nu chiar singurul. Cred că mai e, mai sunt câteva fete. Care arată bine oarecum? O să vă arăt imediat la finalul meciului cum arată Tracer, adică probabil știți deja cum arată, mai sexual așa, nu știu. Pentru că în general ați văzut caracterele de fete din jocuri arată mai hot, mai bine. Seriously? Ce era în capul lui? Îi dau one shot 23 cu 4. Voi vă dați seama ce fac aici? Păi Spintec. Ce faci, bă, tu cu scutul ăla? Dă-l jos.
spart tot scutul. Oh, nu l-am văzut pe ăla în spate. Dar măcar am spart scutul. Aulea, dacă îi spargi scutul, durează mult până și îl reface. Dar vedeți de ce este vorba? Ăsta se face tank, stă pe loc și trage foarte repede. Și dacă îi pune la scutul în față, nu, poate să, nu putem să-l lovim. Haideți să vă arăt. Uitați-vă la Tracer cum arată. Tracer arată puțin cam... Oarecum? Abar n-am, dar băieții au vrut să o vadă dezbrăcată pe Tracer. Și nu știu cum mai sunt caractere fete care sunt... Abar n-am, asta nu prea e. Poate asta... În rest nu prea. Cred că Tracer e singura care arată mai hot. Dar am rămas uimit, adică what the fuck, oamenii chiar caut așa ceva? Cât de disperat să fii să cauți pe... Care era, bă, caracterul meu? Pe Pornhub Overwatch. What? Aoleu. Mă rog, acum fiecare cu plăcerile lui, n-ai ce să le zici. Dar mi s-a părut amuzant. Am zis să vă zic și vouă. Mama, a scăpat ăla! Nu, n-a scăpat. Am ratat-o, ați văzut ce se întâmplă dacă ratez? Mă, serios? Double! Mai avem 40 de secunde. Ok. Împingeți, împingeți! Binge! Băieți, habar n-am ce se întâmplă. Ten player kill streak. Îi domin. Ce-am făcut aici, istorie, 34-5? Fai de capul meu! Wow! Wow! Îi domin! N-au ce să-mi facă! Voi vă dați seama că v-am spus că e OP caracter. Deci tu, fii cu ace boss! Uf, tot HP-ul am mai lăsat cu puțin. Eu îmi dau coment mie. Și las bă, stuia, bă, la mine, boss, 34, am cărat toată echipa. Stați-mă acum și pe mine să mă laud puțin, că nu mai joc bine cu alte caractere. Bă, caracterul ăsta e foarte, e un caracter ușor de jucat. E bun, nu știu, mie îmi place, v-am zis în episodul anterior. First win of the day, 1500 XP. Am uitat să vă spun că s-a prelungit beta-ul. Astăzi trebuia să se încheie când înregistrez eu pe 9, dar se încheie pe 8. Dacă nu mă înșel, chiar... Nu pe 8, pardon, pe 10, la 8 seara. Cred că la 8 seara. Da, hai să deschidem un loot box. Oricum, în momentul în care se lansează jocul, toate statisticile se resetează, levelul, tot, contul de la zero începe. Cel puțin așa știu, sper să nu zic prost. Nu vreau să mai joc cu ăsta. Hai să încercăm pe Winston. Cu ce caracter aș vrea să mai joc? Am jucat cam cu toate, sincer să fiu. May mai e bunicică, ăsta cu turete, dar vreau să-l încerc pe Winston. Hai să vedem. Și ăsta vreau să-l încerc. Ok, no builder, no support heroes, bla 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 bla. Dar, nu știu, au căutat băieții Overwatch acolo. S-a părut amuzant. Winston, dacă nu știți ce face Winston, gain immense health, but you can leap and punch enemies. Okay. Leap forward into the air, deci shift-ul te duci foarte mult în față. E-ul e OP la Winston, de ce? Deoarece pune un scut. Și scutul e destul de interesant. De exemplu, noi trebuie să păzim punctul ăsta, da? Las că vă arăt imediat să ies și eu de aici.
Punem un cerc așa, o sferă ceva. Uite, vedem, îi protejăm ăsta și pun scutul. Bum! Dați-vă cât a scutul e și ei nu pot să atace în interiorul scutului. De fapt, doar dacă intră în el, cred. Și e destul de OP. A, trebuia să pun scutul. Dar se duce. 2, 1. Opa! Ia uitați-i. Și trage el așa cu un trăzne. Nu dă foarte mult damage. Voi încercați? Mai mult scutul e bun pentru el. Bine, momentan nici nu prea am ce să facă, ne atac. Ne atacă aia de peste tot. Oh, nice. Cred că ăsta știu ce face. E un caracter ca, cu care nu joci singur, trebuie să joci în echipă. Cu shift-ul, dacă pic pe capul cuiva, îl omor. E caracter de echipă. Unde le-ai bat să-i mei? N-am ce să-i fac și nu mai pot să-mi dau viață. Uite-l pe Genji ce pleacă. Bă, mai lăsați-mă în pace! Oh, nici n-am văzut că am venit lângă ăștia. Ești nebun. E bun caracterul, dar nu prea știu eu cum să-l folosesc. Asta cu turete și ăsta îmi place mai mișto. Hai să vedem. Mai încerc o dată. Adică se vede diferența între caracterul ăsta și pe ăla cu care jucăm adineaul. Omoară-l! Opa! Rip! Mihai! Dau damage, dar nu destul. Ce ne-a s-a întâmplat? Cum n-a murit? Habar n-am, băieți. Asta îmi face viața foarte mare, dar pot doar să dau cu pumnii. Mă gândesc că e un caracter mobil, adică trebuie să sar de colo-colo mereu. Nu să stai pe loc, știi? Iar eu nu prea mă pricep așa bine. În scut n-are ce să-mi facă. No one. Ia uite-l pe ăsta cum l-am scos. Am băgat prea prost acolo. Dă damage, dar nu destul de mult încât să joci solo. Deci trebuie să mă duc cu ai mei. A dat cu ultimata. Opa. De ce îl învie? Ne trebuie healer, nu avem healer, ce n-ai voie asta? Aia pierdem, că n-avem suport. Dacă era cineva să-mi dea viață, era easy. Știi, noștri au și murit. Da. Nu prea putem să apărăm. Nu pot să intru în ei singur. Aproape l-am omorât pe ăla. Sunt o maimuță rea. Apar am dacă dau damage cu chestia asta. Am încercat să sar, dar degeaba. Dar trebuie să fii mai mobil, eu doar stau și dau cu pumnii. Trebuie să sar de acolo, acolo. O dată la ultimata. Dar jocul oarecum bine și el.
Binicel, am 9 cu 3, deci nu e chiar atât de rău. Nu fair! Ai în scut! Aaa, l-au spart! Care tragi mă ca turbatul așa? A? Rip? E că nu mai îmi fac viața spre deosebire de celălalt caracter. Bă, mă lași? L-a scos pe amândoi? De ce ne mai fac viața singur? A, ne dă asta viață! Sfârșit! Ia-ți băieți. Are ce să-mi facă dacă stau în cerculețul meu. Oh my god. Oh, dacă îi pic pe cap îi dau mult damage. Cred că am picat pe capul lui dacă nu mă înșel. E cam greu să pici pe capul lui, dar... Da, s-a luat damage că am picat pe capul lui. Ce tare! Aoleu, tare, tare. Ultimata. Pare că e cam nefolositoare ultimata, adică dă multă viață totuși, poți să tanchezi, da. Cum face? The booty! Mamă, dar să bată ăștia aici, nu glumă. Aaaa, nu, 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 vreau un scut! Trebuie să-i lăsăm să împingă. Aș pe cineva. Au murit toți. Ca nemernicii. Oh. Am ce să le fac. Îi las doar să tragă mine degeaba. Fuuu, ce frumos l-am scos! Bă, ce-l învie asta! Aolo, enervantă! Bine, oricum se pune kill-ul, deci nu contează. Trebuie să joci în echipă, n-ai ce zice, trebuie să stau lângă healer-ul meu, că ăla-mi dă viață, altfel n-am ce să fac. Adică, l-omor pe unul, dar după aia mor și eu. Mai au ăștia de împins. Ăștia dau 2 de la, 3 dau de la depărtare de la noi. 3 din 6. Mai un healer. Eu n-am cu cine să joc aici. Doamă, îmi pumn în cap. Hai. Bă, ce vă sta? Maimuța mă bate. Cum ne bă? Nu-l omor eu pe ăsta, dar el mă omoară pe mine, nu înțeleg. What? Mi-a dat mai mult damage, bine, dar a venit și ăsta la final. Și-au luat și ei un... Maimuțoi. Uitați-vă, deci... 3 de la noi dau de la depărtare, e bo... Da. De cred că asta e problema. Toți sunt squishy de la noi. Dacă jucam eu... cu grăsanul ăla cu hook-ul versus echipa asta a mea... îi dominam pe toți. Cred, le dau one shot la toți. În afară de car... de ăsta al meu. Asta e că, pe ăla mereu îl omor. Oh, am vrut să dau iar cu shift-ul să ajung la healer. Prea merge așa să te bagi, YOLO. Oh, ultimata. Nope. Bine, aveam și ultimata, puteam să dau acolo. Mamă, nu împing ăștia cartul. Presupun că ne-am făcut o treabă bună dacă i-am ținut. Pinci degeaba, boss, că electricitatea nu o blochezi. Băi, nebun, ne-am descurcat, adică dacă n-am împins tancul, mașinuța, GG. Ia, play of the game. Bomba. Parcă vezi că eu moară, bă, toți cu roata. 2.
Și a murit, ce naiba a fost asta? A mai murit unul. Ok. N-am jucat cine știe ce cu caracterul ăsta, a fost ok. Adică mi-am făcut treaba, am fost tankul echipei, am tankat cât am putut. Epic. Bun. Fac și level 15? Aproape. Nu astăzi. Bun, păi voi încheie episodul, sper că v-a plăcut. Va fi ultimul episod pentru ceva vreme, pentru că jocul va ieși din beta, nu îl vom mai putea juca până când se lansează, da? Oricum, sper că v-a plăcut pentru... Ce? Sper că v-a plăcut pentru... sper că v-a plăcut episodul, vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea la viitoare. Pa, pa!